Alexandru Cumpănașu este în centrul atenției după ce au apărut acele înregistrări cu el pe TikTok: ieșiri nepotrivite cu elevi, conversații total nepotrivite cu uh, elevi postate pe acea rețea de socializare, unde Cumpănașu are jumătate de milion de urmăritori. Cei mai mulți sunt elevi: elevi minori uh, în școala generală, în liceu elevi care și-au și -au îndreptat cumva atenția asupra lui Cumpănașu pentru că el a venit cu cel mai bun mesaj. Mesajul care în mod normal prinde la tineri. Mesaj antișcoală, antiprofesori în această perioadă. Cu acest mesaj a prins. Dar de la acest scandal de pe TikTok mergem mai departe și vedem acum că Alexandru Cumpănașu e acuzat de o tânără că i-a făcut propuneri indecente când era elevă minoră. Povestea e nu foarte complicată. Această tânără avea 17 ani în 2018, când l-a cunoscut pe Alexandru Cumpănașu. El a venit în liceul la care ea învăța, adus de unul dintre profesori, ca să vorbească la un eveniment despre patriotism și despre leadership. El era venit acolo în calitate de director al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României. Ea era elevă în clasa 11. -a. a fost interesată de subiect. Ea și mai mulți colegi au schimbat numere de telefon cu Alexandru Cumpănașu. Iar apoi, Alexandru Cumpănașu a început să vorbească privat cu ea pe WhatsApp. Privat cu o elevă pe care a cunoscut-o în liceu, în acel context. E important și contextul în care a cunoscut-o pe această tânără de 17 ani. A cunoscut-o la un eveniment organizat de profesorul acestei eleve. După ce a cunoscut-o, a început să vorbească cu ea pe WhatsApp. Și i-a spus așa, la un moment dat, am simțit ceva chimie de la tine și atracție, super atracție, ești foarte mișto. Ea îi răspunde că nu o interesează băieții, și că uh, nu o să-i meargă. Ăsta e mesajul în esență. Apoi, după ce află că ea nu e interesată de băieți în general, cu atât mai mult de adulți care vin în calitate oficială în școală, uh, imediat îi face propunerea: Hei, dacă nu-ți place de mine, s-ar putea să-ți placă de soția mea. O invită să o vadă dezbrăcată. Pe soția ei și se autoinvită invită să urmărească el partida dintre ele două. Fata, evident, refuză la un moment dat. El îi spune că să se mai gândească, să lase lucrurile deschise, conversația deschisă, iar ea îi spune că n-am stat de vorbă trei jumătate astăzi ca să mă cu secretara ta. Așa s-a încheiat această conversație din 2018 o elevă de 17 ani pe care Alexandru Cumpănașu a cunoscut-o în liceu, adică știa că e elevă de liceu, știa că e în clasa 11 știa că are 17 ani. Câte partide în 3 sau în 4 sau în 5 sau în 10 ce idei vrea să ce lucru vrea să facă Alexandru Cumpănașu în acasă cu adulți care își dau consimțământul, e absolut ok. Toți oamenii au propriile lucruri pe care le fac în, în privat, și nu e treaba noastră. Nu ar fi fost treaba noastră să vorbim despre Alexandru Cumpănașu dacă nu era acesta contextul în care el uh, se adresează tinerilor pe TikTok, uh, merge prin liceele din România și racolează minore. Poate suna ca un cuvânt puternic, dar asta s-a întâmplat i-a luat numărul de telefon acolo și apoi a venit cu tot felul de propuneri indecente. Hai să vedem și ce spune Alexandru Cumpănașu la Antena 3. Răscut. Îmi vine să și râd de ceea ce am văzut. Deci, unul, habar n-am despre ce ce vorbește. Da, e foarte haios, nu? Nu știu, a fost, a fost o, Nu știu, habar n-am dacă am fost la liceu, ar trebuie să a trebui să numele liceu. În al doilea rând, văd că are foarte multe opinii personale despre mine, fără să mă cunoască, spunând că a vorbit doar câteva ore cu mine. Deci, la final, spune Domne, eu cred că nu este bine, că e un pervers, un dubios și multe altele. În al treilea rând, nu, nu mi-aduc aminte de o asemenea conversație în care eu să-i fi spus așa ceva sau să-i fi cerut ceva. Nu vă supărați pe mine, eu n-am văzut conversația pe care ați dat-o dumneavoastră, dar în niciun caz nu i-am cerut ceva de natură sexuală sau ce, se, ce insinuează. Ați avut care conversația pe WhatsApp? Vă rog. Text, a fost o conversație pe WhatsApp cu text sau nici măcar aia n-a fost din punctul dumneavoastră de vedere pentru. Ei, că de unde domnul, domnul Dumitrescu, fata fata respectivă, fata este vorba de ceva ce s-a întâmplat acum 2 ani sau 3 ani? Fata respectivă a venit cu prin screen-urile de telefon la uh, colegii noștri de la investigații și are acele prin screen-uri de telefon. Din prin screen-urile rezultă și numele ei și numărul de telefon. Am blurat numele fetei din motive lezne de înțeles. La vremea E pe ecran acum un print screen, un print screen de WhatsApp. Așa, nu, eu nu văd foarte bine de aici, dacă îmi spuneți dumneavoastră ce scrie în regulă. Eu nu Și pe noiembrie Mi 2018 ar fi uh, discuția conformă prin da. print screen-ului de ecran. Deci acum mai bine de 2 ani de zile. Deci, exact. Ce e o fată? deci nu te aminte dacă ai vorbit cu o elevă minoră pe care cunoscut într -un liceu, ai cunoscut-o într-un liceu și dacă i-ai cerut sau nu să facă dragoste cu soția ta, iar tu să urmărești acțiunea, nu? Nu ți-a în aminte chestia asta. E ceva așa, poate se întâmplă în fiecare zi și atunci nu poate ține uh, minte toate aceste întâmplări. Poate că se întâmplă prea des și e clar, una dintr-o mie poate că, na, uh, mai uită. Nu? A trezit după 2 ani de zile de să trimite la redacția dumneavoastră ceva ideea, care nu este nici ilegal în situația, în situația în care ar fi adevărată această chestiune Și repet, a atașat spre, spre dovadă prin screen-urile Din care rezultă și numărul ei de telefon Nu-l afișăm, evident, și numărul dumneavoastră de telefon Nu-l afișăm nici pe acesta Dar în situația Dami. în care ar fi adevărată acea discuție pe mesaj din 16 noiembrie 2018 Ar rezulta că v-ați dat la ea, ea având 17 ani Cam asta cam asta. Da, sigur. O să vorbească alții despre cât de legal sau ilegal e ce a făcut cumpănașul aici. E, în primul rând, imoral. Cât de perversie cumpănașul în viața lui privată, e irelevant. Relevant e doar în acest context în care el a cunoscut-o pe fată la liceu, venind acolo invitat de profesor la un eveniment oficial la care au participat mai mulți elevi. Știind că are 17 ani, știind că este elevă de liceu. Iar apoi vine cu astfel de uh, propuneri pe WhatsApp. Este același om care am văzut cum vorbește cu eleve de liceu, se laudă că o are mare, le face tot felul de complimente pe TikTok. Vorbim aici deja despre mai multe incidente care duc în aceeași direcție. Și avem o altă înregistrare, o înregistrare audio cu Alexandru Cumpănașu și o minoră de 14 ani. Știi că și eu și eu te iubesc foarte mult și vă mai, clar, vă mai vorbi. Nu te demoralizează asta să de spuneți, că, era, că e stuprat stuprat stuprat. Stuprat. ești din, și frate meu. Să vedeți, ești de acolo, ești de mine și foarte fapt de greu fără tine și nu începe că cineva să așa ceva și că nu o să mai am aproape și... Așa, îi spune că o iubește foarte mult. E vorba despre o minoră de 14 ani. Înregistrarea a fost postată, se pare, la vremea respectivă chiar de fată, spunând apoi că, de fapt, a fost uh, o încercare de a întinde o cursă uh, interlopilor și interloapelor infiltrate pe grupurile de WhatsApp pentru a-i uh, prinde pe cei care vorbesc împotriva lui Cumpănașu. Vorbind cu libertatea, mama fetei susține că nu a știut de înregistrare, că s-a ajuns prea departe, dar că între Alexandru Cumpănașu și fica ei minoră uh, n-ar fi fost nici o relație. Chiar și așa, nu știu dacă e cel mai potrivit lucru ca. Uh, un adult să-i spună unei fete de 14 ani cât de mult o iubește la telefon, apoi să scrie mesaje pe WhatsApp altei minore în care o invită la o partidă în trei, uh, apoi să se lau de coare mare pe TikTok și mai departe să le facă tot felul de complimente fetelor cu care comunică pe TikTok pentru că el se adresează clar în mod direct. Uh, tinerilor, ba chiar în multe cazuri copiilor, care au fost atrași de acest mesaj al lui, mesaj anti-școală, anti-profesori în această perioadă. Acesta este Alexandru Cumpănașu. Încă o dată, câte partide în trei vrea să organizeze el, n-am absolut nicio problemă. Problema e contextul în care a cunoscut-o pe fată și toate celelalte incidente care ne arată că există Într-adevăr, multe asemănări între aceste incidente. Și putem observa în mod clar că are anumite tendințe. Din punct de vedere legal, sigur, acolo trebuie să vină autoritățile și să vadă dacă într-adevăr s-a întâmplat sau nu ceva ilegal în acest context cu Alexandru Cumpănașu. Dar e foarte important ca părinții și copiii și tinerii să știe cine este Alexandru Cumpănașu și cum se comportă el pe internet, dar și în viața de zi cu zi.